Cuvinte zilnice ale lui Dumnezeu. Lucrarea pe care Dumnezeu o săvârșește nu reprezintă experiența trupului lui. Lucrarea pe care omul o săvârșește reprezintă experiența omului. Toată lumea vorbește despre experiența personală. Dumnezeu poate exprima direct adevărul, în timp ce omul poate exprima doar experiența corespondentă după experimentarea adevărului. Lucrarea lui Dumnezeu nu are reguli și nu este supusă restricțiilor temporale sau geografice. El poate exprima ce este El oricând, oriunde. El lucrează după cum dorește. Lucrarea omului are condiții și context. Altfel, el nu este capabil să lucreze și nu este capabil să-și exprime cunoștințele cu privire la Dumnezeu sau experiența lui referitoare la adevăr. Trebuie doar să compari diferențele dintre acestea pentru a putea să-ți dai seama dacă este lucrarea lui Dumnezeu sau lucrarea omului. Dacă nu există nicio lucrare săvârșită de Dumnezeu însuși și există doar lucrarea omului, vei ști că învățăturile oamenilor sunt mari, peste capacitățile celorlalți. Tonul vocilor, principiile în modul de gestionare a lucrurilor și experiența lor și maniera constantă de a lucra sunt inaccesibile altora. Voi toți îi admirați pe acești oameni cu umanitate superioară, dar nu puteți vedea din lucrarea și cuvintele lui Dumnezeu cât de mare este umanitatea lui. În schimb, el este obișnuit, iar atunci când lucrează, el este normal și real, dar și nemărginit pentru muritori, ceea ce îi face pe oameni să simtă un fel de venerație pentru el. Poate că experiența unei persoane în lucrarea sa este destul de mare sau imaginația și raționamentul acesteia sunt deosebit de dezvoltate, iar umanitatea sa este bună în special. Acestea pot atrage doar admirația oamenilor, dar nu vor stârni venerație și teamă. Toți oamenii îi admiră pe aceia care au capacitatea de a lucra, și care au o experiență deosebit de profundă și pot practica adevărul. Dar ei nu pot stârni venerație, doar admirație și invidie. Dar oamenii care au experimentat lucrarea lui Dumnezeu nu îl admiră pe Dumnezeu. În schimb, ei simt că lucrarea lui este inaccesibilă omului și este de nepătruns pentru om, și că este proaspătă și minunată. Când oamenii experimentează lucrarea lui Dumnezeu, primele lor cunoștințe despre El sunt că El este de nepătruns, înțelept și minunat, și îl venerează inconștient și simt misterul lucrării pe care o săvârșește El, care este inaccesibilă minții omului. Oamenii își doresc doar să fie capabili să-i îndeplinească cerințele, să-i satisfacă dorințele. Ei nu-și doresc să îl depășească, deoarece lucrarea pe care el o săvârșește depășește gândirea și imaginația omului și nu poate fi săvârșită de om în locul său. Nici măcar omul însuși nu-și cunoaște imperfecțiunile, în timp ce el a deschis o cale nouă și a venit pentru a-l aduce pe om într-o lume mai nouă și mai frumoasă, astfel încât omenirea să facă un progres nou și să aibă un început nou. Ceea ce simte omul pentru el nu este admirație sau, mai degrabă, nu este numai admirație. Experiența lor cea mai profundă este venerație și dragoste. Sentimentul lor este acela că Dumnezeu este cu adevărat minunat. El săvârșește lucrarea pe care omul este incapabil să o săvârșească,
El spune lucrurile pe care omul este incapabil să le spună. Oamenii care au experimentat lucrarea lui experimentează întotdeauna un sentiment indescriptibil. Oamenii cu experiențe mai profunde îl iubesc în mod deosebit pe Dumnezeu. Ei simt întotdeauna frumusețea lui, simt că lucrarea lui este atât de înțeleaptă, de minunată, iar acest lucru generează o putere infinită asupra lor. Nu este teamă sau iubire ocazională și respect, ci un sentiment profund al compasiunii și toleranței lui Dumnezeu față de om. Totuși, persoanele care au experimentat mustrarea și judecata lui simt că el este maiestuos și sacru. Chiar și persoanele care au experimentat mai mult din lucrarea lui sunt, de asemenea, incapabile de a-l înțelege. Toate persoanele care îl venerează cu adevărat știu că lucrarea lui nu este în concordanță cu noțiunile oamenilor, ci mereu se împotrivește noțiunilor lor. El nu are nevoie ca oamenii să-i ofere admirație deplină sau să dea impresia că se supun lui, ci mai degrabă să-l venereze și să-i se supună cu adevărat. În atât de multe dintre lucrările lui, oricine cu experiență adevărată simte venerație pentru el, ceea ce este mai presus de admirație. Oamenii i-au văzut firea datorită lucrării lui de mustrare și judecare și astfel îl venerează în inimile lor. Menirea lui Dumnezeu este de a fi venerat și ascultat, deoarece ființa și firea lui nu sunt la fel ca acelea ale unei ființe create, ci sunt deasupra celor ale ființelor create. Dumnezeu nu este o ființă creată, și doar El este vrednic de venerație și supunere. Omul nu este calificat pentru aceasta. Deci, toate persoanele care au experimentat lucrarea Lui și îl cunosc cu adevărat, simt venerație pentru El. Cu toate acestea, aceia care nu renunță la noțiunile lor despre El, adică aceia care pur și simplu nu îl privesc ca fiind Dumnezeu, nu au venerație pentru El și, chiar dacă îl urmează, nu sunt cuceriți. Sunt persoane neascultătoare prin natura lor. El săvârșește această lucrare pentru a face ca toate ființele create să-L venereze pe Creator, să-L adore și să se supună necondiționat stăpânirii Lui. Acesta este rezultatul final pe care toată lucrarea Lui vrea să îl obțină. Dacă oamenii care au experimentat o asemenea lucrare nu-L venerează pe Dumnezeu, nici măcar un pic, dacă nesupunerea lor din trecut nu se schimbă deloc, atunci acești oameni vor fi eliminați cu siguranță. Dacă atitudinea unei persoane față de Dumnezeu este doar de admirație sau respect de la distanță și nu-L iubește câtuși de puțin, aceasta este ceea ce primește o persoană incapabilă să-L iubească pe Dumnezeu, iar acelei persoane îi lipsesc condițiile de a fi desăvârșită. Dacă atâta muncă nu poate obține iubirea adevărată a unei persoane, acest lucru înseamnă că persoana nu l-a câștigat pe Dumnezeu și că nu urmărește sincer adevărul. O persoană care nu îl iubește pe Dumnezeu nu iubește adevărul și, astfel, nu îl poate câștiga pe Dumnezeu, cu atât mai puțin nu pot să primească aprobarea lui Dumnezeu. Astfel de persoane, indiferent cum au experimentat lucrarea Duhului Sfânt și indiferent de cum au experimentat judecata, tot nu sunt capabile să-L venereze pe Dumnezeu. Acestea sunt persoane a căror fire nu se poate schimba, care au o fire extrem de păcătoasă. Toți cei care nu îl venerează pe Dumnezeu vor fi eliminați, vor fi obiectul pedepsirii și vor fi pedepsiți precum cei care fac rău, suferind
mult mai mult decât cei care au săvârșit lucruri nedrepte.